Prima sărbătoare din cursul anului bisericesc este dedicată Maicii Domnului. Pe 8 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc Sfânta Marie Mică sau Nașterea Maicii Domnului. Conform adevărul.ro, credința populară spune că la această mare zi nu se lucrează. Bărbații nu fac treabă în gospodărie, iar femeile nu cos și nu spală rufe. De asemenea, se spune că rugăciunile adresate Maicii Domnului în această sfântă zi de către femeile care își doresc un copil sunt mai ascultate ca oricând. Credincioșii țin candelele aprinse în dreptul icoanei Fecioarei și împart din fructele toamnei pentru sufletul celor adormiți. În popor se spune că și pe femeile însărcinate care se vor ruga în această zi, Maica Domnului le va ajuta să aibă o naștere ușoară. Credința populară spune că în această zi, rândunelele își pregătesc călătoria spre țările calde, iar gâzele și reptilele se retrag în pământ. Este ziua în care plantele nu mai sunt bune de leac și își pierd puterile tămăduitoare. Este ziua în care vremea începe să se strice, devenind capricioasă și mai răcoroasă, cum se întâmplă în fiecare toamnă, notează etnologul Tudor Panfile în volumul Sărbătorile la Români. Tot pe 8 septembrie se deschide sezonul la culesul viilor, se bat nuci pentru a avea rod bogat și anul viitor, se jupoaie coaja ulmilor și se dă startul târgurilor și iarmaroacelor de toamnă. Legată de această sărbătoare, mai există și o altă superstiție conform căreia cei care mănâncă bucate gătite la foc în aceste zile au șansa de a atrage asupra lor boli care îi pocesc. Se aprinde, în schimb, candela în dreptul icoanei Maicii Domnului și se lasă să ardă pe tot parcursul sărbătorii.